Bolile cardiovasculare sunt tot mai des întâlnite în rândul populației, chiar și a celei mai tinere. Anual, aproape 18 milioane de persoane mor din această cauză, ceea ce reprezintă 31% din decese la nivel mondial. În județul Hunedoara, conform datelor statistice realizate de către Direcția de Sănătate, sunt peste 32.000 de persoane care suferă de boli cardiovasculare, iar vârsta acestora este tot mai scăzută. Pentru a marca această zi, dar și pentru a veni în sprijinul cetățenilor, Asociația Salvital Hunedoara a organizat o acțiune de testare gratuită a cetățenilor în centrul Devei. Specialiștii din cadrul Salvital Hunedoara au organizat astăzi, de Ziua Națională a Inimii, o acțiune de testare a sănătății gratuită a cetățenilor pentru a veni în sprijinul lor. Evenimentul a fost bine primit de către cei care s-au oprit în număr destul de mare la corturile amplasate în centrul Devei. Încerc să fac niște analize pe care trebuie făcute la vârsta care este și sper să fie totul bine. Având și niște comorbidități și făcând tratament de mai mulți ani, aștept să văd ca totul să fie în stare bună. Deocamdată nu am identificat, am identificat vreo două persoane, dar care iau tratament și să știu că sunt bolnavi, dar în general să știți că descoperim persoanele care nu știu și au probleme și atunci ne mulțumesc de multe ori că una e să tratez în fază incipientă decât să tratez când e târziu. Eu cred că e o binevenită, pot să spun, această acțiune de telemedicină pentru cetățeni, pentru că în situațiile actuale, când toate sunt scumpe, lumea este grăbită, este nervoasă, venim în sprijinul lor și în sprijinul, până la urmă, administrației publice locale și județene. Oamenii trebuie să vadă că până și anumiți sau nu toți, să fim corecți, nu toți oamenii politici sunt alături de oameni. La nivelul județului Hunedoara, în evidențele Direcției de Sănătate Publică, sunt în evidență peste 30.000 de hunedoreni cu afecțiuni cardiovasculare. Cazurile se mențin așa la un nivel ridicat, peste 30.000 de cazuri de boli cardiovasculare și, din nou, tot așa, persoane care prezintă hipertensiune. Au existat și persoane la vârste tinere, la vârsta de 30-35 de ani care au făcut infart. Deci putem spune că acest secol al 21-lea este un secol în care stresul este pe primul loc, pentru că și factorii care reprezintă factori stresanți au o importanță mare asupra aparatului cardiovascular. Stilul de viață modern, stresul, alimentația, lipsa de mișcare, poluarea sunt toți factori de risc ce amenință sănătatea inimii. Cu ceva mai multă grijă pentru noi, controle medicale regulate și o întoarcere la ce este natural și ne face bine, putem să reducem incidența problemelor de inimă.